Este o temă foarte dificilă, mai ales pentru generația tânără. Vreau să vă asigur că tot ceea ce voi spune, voi spune cu dragoste, pe alocuri și cu fermitate, cu un singur scop. Scopul de a împlini cuvântul lui Dumnezeu despre închinare din Evrei capitolul 12, capitolul 12, versetul 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Ca să putem vorbi despre închinare în contextul temei noastre, ce înseamnă modernism? Mi-ar place să definesc noțiunea aceasta într-o propoziție scurtă. Însă este un curent extrem de complex. Este un curent prins între alte două curente. Mi se pare foarte normal ca modernismul să fie între premodernism și postmodernism. Ele, pe alocuri, sunt interschimbabile. Găsim anumite aspecte în toate trei. Unele aspecte sunt doar într-una din aceste dimensiuni. Pe alocuri se complementează, pe alocuri se contrazic, sunt beligerante, chiar se anulează reciproc. Ca să păstrăm lucrurile simple și apoi să trecem la ceea ce ne interesează, pentru că scopul nostru este să identificăm închinarea în context biblic. Premodernismul este perioada clasică a închinării. Vorbim acum de închinare. O închinare definită de anumite tradiții. O închinare șablonată, bine definită, bine creionată. Modernismul este o rebeliune împotriva clasicismului și o demolare a tuturor tradițiilor, o rebeliune împotriva tradițiilor legate de închinare. Postmodernismul este o anarhie a minții. În vreme ce în premodernism și în modernism avem două curente în război, postmodernismul le tolerează pe amândouă și le anulează pe amândouă. Spune despre amândouă că sunt tolerabile. De fapt, totul este abstract, pentru că dacă în premodernism avem pericolul căderii în ritual, dacă în modernism avem pericolul căderii în rebeliune, postmodernismul este căderea în abstract, adică totul este nimic și nimic este totul. Este un relativism care transformă orice crez, orice principiu, orice punct de vedere într-un abur. Știu că în limba română există termenul ăsta de abureală. De fapt, închinarea în postmodernism este un fel de abureală.
Aș vrea să clarific câteva lucruri. Bineînțeles că atunci când vorbim de premodernism și apoi postmodernism, vorbim despre multe lucruri. Vorbim inclusiv despre politică, vorbim despre economie, sunt termeni foarte vaști. Vorbim despre tehnologie. Eu mă voi rezuma la închinare și aș vrea să vă spun că toate cele trei curente pot gafa atunci când încearcă să identifice închinarea în contextul premodernismului, modernismului și postmodernismului. Când noi ne gândim la închinare, la ce ne gândim? Ne gândim la muzică. Sau ne gândim la închinarea publică, la acte de închinare. Atunci când premodernismul, modernismul și postmodernismul încearcă să monopolizeze, să transforme, să definească închinarea, dacă se referă doar la ceea ce facem noi în public și cu precădere muzica, își prind degetele. Pentru că asta este doar o parte din închinare. Ca să definim închinarea, trebuie să mergem la început. Și puțin mai târziu o să mergem înainte de început. Dar deocamdată mergem la început. Vă aduceți aminte de Cain și Abel, care au adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Fiecare. Am ascultat foarte multe predici foarte bune despre Cain și Abel. Dar nu m-aș opri la conținutul jertfei, că unul a adus miel și altul a adus din agricultură, chiar nu cred că este foarte relevant lucrul acesta și am să vă spun de ce. Chiar dacă Abel mergea pe un drum mesianic și reprezentat și de jertfa pe care el a adus-o, că ar fi trebuit Cain să-i dea lui Abel din produsele agricole și să ia de la el un miel și să aducă și el un miel ca jertfă, bine. Nici o problemă. Dar Domnul nu îi reproșează lucrul ăsta lui Cain. Când Dumnezeu analizează jertfa lui Cain, nu îi spune, pentru ce nu mi-ai adus și tu mai un miel? Ce mi-ai adus mie cereale și legume și ce-o mai fi cultivat el acolo, din produsele câmpului? Trebuia să mi-aduci un miel. Nu îi reproșează lucrul ăsta. Biblia spune că Dumnezeu a privit spre Abel și spre jertfa lui, a privit spre Cain și spre jertfa lui. Înainte ca Dumnezeu să se uite la actul închinării tale, se uită la tine. Poate fi vorba de rugăciune, mai întâi se uită la tine. Poate fi vorba de dărnicie, mai întâi se uită la tine. Poate fi vorba de simpla prezență la casa lui Dumnezeu și asta este o închinare. Înainte se uită la tine. Știți că s-au dus doi la templu și s-au închinat și s-au rugat. Și când Dumnezeu i-a evaluat, cel pe care noi l-am fi apreciat a fost respins de Dumnezeu, cel pe care noi l-am fi descalificat a fost primit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită dincolo de acțiunile noastre publice, așa zis, ale închinării. Și în conversația pe care Dumnezeu o are cu Cain, îi spune, pentru ce ți s-a posomorât față? Nu-i așa? Dacă faci bine, ești bine primit. Dacă faci rău, ești rău primit. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Am să vă spun o propoziție pe care am pronunțat-o de multe ori vorbind despre închinare și pe oameni parcă îi izbește un curent de aer rece. Li se taie respirația. E șocant. Înainte ca închinarea să fie ce faci, închinarea este ce ești. De fapt, închinarea ești tu. Pentru că noi încercăm să limităm actul închinării la ceea ce facem
din momentul în care intrăm pe ușile bisericii și să limităm actul închinării la timpul pe care îl petrecem în biserică. Nu, închinarea începe luni dimineață și se termină săptămâna următoare luni dimineață. Cain n-a păcătuit că nu i-a adus jertfă lui Dumnezeu în miel. Jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că Dumnezeu s-a uitat la el. Nu i-a plăcut cum gândește Cain, închinarea începe aici. Nu i-a plăcut atitudinea lui Cain, nu i-au plăcut vorbele lui Cain, nu i-au plăcut faptele lui Cain. Nu sunt descrise aici, dar ce să mai descrii despre un om care ridică mâna împotriva fratelui său și îl omoară? Și ce dacă a mințit până atunci? Și ce dacă a înșelat? Și ce dacă a gândit prostii? Sau ce or fi făcut el până atunci? E clar că viața acestui om era o viață contaminată de păcat, apogeul fiind capacitatea lui emoțională, fizică, din toate punctele de vedere, să se ridice, să-l lovească și să-l omoare pe fratele său. De fapt, asta ne vorbește despre totalitatea închinării. Ori noi am redus închinarea la a cânta o cântare, la a recita o poezie, la a înălța o rugăciune, poate chiar la a ține o predică sau pur și simplu la a veni la biserică. Pentru că găsim de multe ori expresia aceasta, s-au dus la templu să se închine. Ca și când s-au dus într-un loc, se vorbea mai devreme despre samariteancă, unde se face închinare pentru că doar acolo se face închinare. Mă duc la biserică să mă închin. Și în vremea aceea veneau la templu să se închine într-un mod special și nu le trecea prin cap că Dumnezeu s-ar uita la ceea ce fac în afara templului. Subconștient există o asemenea cădere. Îmi pare foarte rău să vă spun că de unde am avut laudă și închinare, în viața de fiecare zi am dat în fraudă și întinare. Atâta vreme cât închinarea noastră nu merge cu noi în afara zidurilor bisericii. Muzicanții au o problemă foarte mare. Ei sunt ținta aprecierilor noastre, pentru că îi considerăm închinători, și devin ținta atacurilor noastre, pentru că pe ei considerăm închinători. În realitate, închinarea depășește spațiul cântării. Cântarea este doar o aplicație a unei vieți de închinător. Doar o aplicație. Stau și mă întreb, unde este închinarea noastră prin rugăciunea de odăiță? Când venea tata de la servici, se ducea într-o cameră și până când mama îi punea masa, petrecea un pic de timp în rugăciune și după ce mânca, se așeza pe scaun în sufragerie și lua caietul de cântări. Caietul de cântări al lui tata era foarte gros, avea foarte multe cântări, scrise toate de mână, că pe vremea aia cam așa se întâmpla, și începea să ia la rând cântările și să cânte. Cânta, unele le cânta toate, că îl impresionau, îi plăceau și cânta toată cântarea. La altele cânta o strofă, refrenul, se ducea la cântarea următoare. Și cânta, rugăciunea mea în sufletul meu era să nu înceapă să cânte mama cu el, că mama cânta foarte fals. Și o rugam frumos să nu cânte. Mama cânta de dimineață până seara, în timp ce făcea mâncare, în timp ce spăla vasele, în timp ce... era chinuitor. Când râvna ei era lăudabilă, dar când mai prindea câte o notă falsă și te zgâria pe urmă, tata cânta foarte frumos și când cânta tata, o rugam pe mama să asculte împreună cu noi cântările lui tata. Le cânta.
Tata nu era apreciat de nimeni. N-a cântat niciodată în biserică, n-a predicat, nu l-au pus frații nici măcar să facă o rugăciune individuală. Însă are acum 87 de ani și aș vrea să vă spun un lucru, a rămas închinător. A rămas închinător. Pentru că aș vrea să văd închinarea ta când nu ești aici. Aș vrea să văd mâinile tale ridicate când ai plecat de aici. Aș vrea să văd închinarea ta, rugăciunile și cântările tale în mașină în timp ce conduci. Sau în odăiță, acolo unde ești singur. Dacă vom închide închinarea în spațiul acesta, vom păgubi foarte mult. Să vă spun de ce. Am vorbit de Cain și Abel. Nu scrie Biblia că Dumnezeu le-ar fi spus, închinați-vă, aduceți-mi jertfe. Nu. Pentru ce au adus jertfe? Pentru că chiar până în momentul respectiv nu-l găsim pe Adam și nu-l găsim pe Eva, nu găsim istoria vieții lor. Asta nu înseamnă că n-au adus jertfe și că nu s-au închinat. Părerea mea este că Adam și Eva au fost închinători. Aș vrea să vă spun de ce. Am fost creați cu nevoia de închinare. Oamenii trebuie să se închine pentru că au nevoie să se închine, pentru că au fost creați cu nevoia de închinare. Știți că au venit comuniștii și ne-au spus că nu trebuie să ne mai închinăm la Dumnezeu, că nu există. Și ne-am transformat într-o societate de neînchinători? Nu, ne-am închinat la un cizmar. 10 de ani de zile. Și la o analfabetă. Dacă vă mirați, nu vă îndemn să mergeți pe YouTube, dar eu am găsit cântări patriotice din vremea comuniștilor. Dacă scoți numele lui Ceaușescu și pui numele lui Dumnezeu, sună ca niște cântări de glorificare superbe. Slavă, glorie, cinste, mărire. Ce cântăm noi lui Dumnezeu, aia îi cântau ei lui Ceaușescu. În alte țări se închină la vaci, se închină la șoareci, se închină la temirce. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii au ajuns să se închine făpturii, se închină la stele, la... Și cea mai adâncă formă de închinare idolatră este închinarea la sine însuși, când tu devii Dumnezeul tău. Tu te vei închina, pentru că ești făcut să fii închinător. Singura închinare este închinarea pe care o aduci lui Dumnezeu și lui Dumnezeu trebuie să-i aduci viața ta. Ce spunea Pavel în Romani? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută, desăvârșită, sfântă înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toată viața ta, întregul trăirii tale este închinare. Suma crezului tău, gândirii tale, simțirilor tale, faptelor tale este închinarea ta. Odată ce am stabilit lucrurile acestea, ne întoarcem puțin la prepost și modernism, ca să înțelegem puțin mai bine închinarea în contextul actual. Vă vorbeam de tradiții. Pericolul tradițiilor este căderea în ritual. Atunci când tradițiile devin nu o formă prin care noi producem închinarea publică, manifestăm public închinarea, ci devin doctrine în sine. Așa s-a ajuns în bisericile tradiționale să se introducă o sumedenie de ritualuri care n-au nimic de a face cu Biblia, să înconjurăm altare, să ardem tămâie, să sunăm din clopoței, să ne îmbrăcăm în odăjdi, să facem tot felul de semne și gesticulații și să le considerăm închinare și toate acestea considerate mântuitoare. Am permis să spun că
îmi asum, nu vă fac pe voi vinovați de expresia asta, nu, dacă te duci într-o biserică ortodoxă sau te duci într-o biserică catolică, vezi ce înseamnă căderea în ritual și chiar în ocult. Asta este pericolul tradiționalismului. Când încetul cu încetul intră în manifestarea aceasta a închinării, niște forme nebiblice, nu știe nimeni exact de unde au început, bănuiala tuturor este că au fost împrumutate de la popoarele păgâne, una câte una, pentru ca să-i facă să se simtă confortabil în noua religie, care era de fapt o ofensă la adresa lui Hristos, odată ce în majoritatea teritoriilor cucerite a fost impusă cu sabia, ceea ce Hristos n-ar fi făcut niciodată, că au luat-o pe scurtătură. E mai simplu. Mă, hătai capul la toți dacă nu vă închinați ca mine și dacă nu credeți ca mine. Ați înțeles? Mâna sus. Păi dacă m-aș duce așa la evangelizări, toți s-ar pocăi. Și când s-ar pocăi toți, vă spun eu realitatea, nu s-ar pocăi nimeni. Ori așa s-a ajuns încetul cu încetul la implementarea unor tradiții care au devenit parte din doctrină, parte din religie. Până aici sunt și eu rebel și mă răzvrătesc și eu împotriva acestor ritualuri și tradiții, că doar de aia suntem protestanți. Și pentru că protestanții n-au eliminat toate ritualurile, ne-am făcut noi neoprotestanții, a doua rebeliune, ca să eliminăm toate aceste ritualuri, le spunem noi nebiblice, dar ar putea ușor să treacă drept păgâni. Problema este că avem de-a face cu neo-neoprotestanții, pe aripa modernismului, care se uită la închinarea noastră din biserică. Și acum vreau să fiu foarte practic. Se uită și văd cor, fanfară, orchestră, cor bărbătesc. Și odată un modernist mi-a spus, frate, nu vă supărați pe mine. Mă duc duminica la computer. Zice, nu te duci la biserică. Păi mă duc și la biserică, dacă nu pot să mă duc. Și deschid și văd o biserică. Și pe urmă merg și pun un alt, deschid un alt, o altă fereastră către o altă biserică. Îmi pun vreo 4-5. Și încep să mă uit. Încep la aceeași oră, toți cântă în 5 biserici. După care vine cineva în față și dă un îndemn. Unii mai scurt, alții așa, dar aproape concomitent, dacă nu în același timp, încep să se roage. Și pe toate ecranele apare poza cu vom reveni imediat, timp de rugăciune. După care, încetul cu încetul, pe rând, se, depinde cât se roagă fiecare biserică, se aprind din nou ecranele și apar, iar grupele care cântă, un frate se ridică, dă un îndemn, unii mai lung, alții mai scurt, acum depinde ce vrem să avem, o oră de rugăciune sau o oră de predicăciune. Și după ce dă îndemnul mai lung sau mai scurt, se roagă în comun, iarăși apare imaginea cu revenim imediat și așa se termină ora de rugăciune, pe urmă cântă o cântare, pe urmă vine cineva în față, majoritatea cazurilor păstorul, spune bun venit tuturor și așa pe rând, dar aproape la fel, încep să cânte formațiile. Uneori am prins fanfara cântând pe două ecrane, corul cântând pe trei. Dar o formație cântă. Pe urmă, bai un solo, bai o recită o poezie și pe urmă cântă altă formație. Și iarăși mai recită cineva sau mai cântă altcineva, apare un predicator, ține o predică, la unii mai devreme, la unii mai târziu, iar câteva cântări de formație, pe urmă se fac niște anunțuri, pe urmă începe predica de bază, pe la sfârșit, când termină, îi ridică în picioare, unii cântă și se roagă, alții se roagă și cântă, la sfârșit păstorul spune la revedere și se închide serviciul divin. Frate, asta e tradiție, e plictisitor. La noi în America e boring și cuvântul boring sună boring.
L-am ascultat și am spus, noi, zic, hai să facem un exercițiu. Ei luptă împotriva tradițiilor. Că bisericile noastre au căzut în tradiții, că facem lucrurile după un șablon. Ne-am șablonat. Și am spus, bun. Zic, hai să luăm 5 imagini ale bisericilor altfel sau altceva. Că toate intră în aceeași categorie. Când se deschid ca un protest împotriva unii biserici, cum este Elim din Chicago sau Elim din Timișoara, se numesc biserici care intră în protest. Acum, salutându-vă în numele Bisericii Elim din Chicago, vreau să vă spun că atunci când am dat nume bisericii, ne-am adunat toți frații la un loc și am zis, ce nume să dăm noi la biserica asta? Și i-am auzit pe unii, pe alții, am zis, măi, suntem cam împrăștiați, hai să votăm. Da, de la început, clar, care votează pentru un nume, mai mulți, pe ăla-l dăm. Și pe vremea aia nu erau multe biserici Elim. Cea mai cunoscută din ele era Biserica Elim din Timișoara. Ori fi auzit mulți de ea. Când am numărat voturile, mare majoritate au votat Elim. Și în mintea noastră, până în ziua de astăzi, este că sunteți nașii noștri, în sensul pozitiv al cuvântului, că de la dumneavoastră am luat numele bisericii. Ei, oamenii când se uită la bisericile noastre, consideră acest șablon, acest ritm de organizare al închinării noastre, drept tradiție. Și eu mă uit la imaginile lor. Și la ei e la fel. Dar altfel. Adică, începe programul cu un grup de cântăreți care cântă. Așa e și aici, și aici, și aici, aici, la toate bisericile altfel sau altceva. După care vine cineva în față și îi face să râdă sau, mă rog, le spune bun venit. De obicei, trebuie să-i facă să râdă ca să-i înveselească, să nu mai fie încruntați. După ce se întâmplă lucrul ăsta, mai cântă o tură. Și apare pe toate ecranele. Și după aia vine cineva și predică 30, 40, 45 de minute, cât? Mai cântă o tură, mai se roagă și pleacă acasă. Și la ei e la fel la unii ca la alții. A, am uitat să spun, pe aici pe acolo mai ia câte o pauză de cafea. Și sunt un om curios. L-am întrebat pe un păstor din ăsta, am spus, bă, ce cu pauza asta de cafea? Întrerupi închinare, așa, mergem la cafea. Zice, frate, zice, pauza de cafea valorează mai mult decât tot programul. Am spus, mulțumesc foarte mult, că habar n-aveam ce înseamnă pentru. Eu am crezut, ca să nu vă plictisiți, întrerupeți programul, că am ajuns și noi, am dat și noi în boala acestei generații moderniste, postmoderniste, care nu mai poate să asculte nimic ce trece peste 15 minute. Vreau să vă propun un exercițiu. De exemplu, mai devreme am avut nevoie de apă. Încă n-am băut, că nu mi s-a făcut sete, dar am cerut un pic de apă. Acum, dacă eu n-am cerut altceva, am cerut apă. Putea să-mi aducă doar apă? Putea să-mi aducă doar apa? Nu putea, că dacă mi-aduceam pumn sau un buzunar, nu o luam. A trebuit să-mi aducă într-o sticlă. Acum, sticla poate fi de multe feluri. Poate fi rotundă, poate fi pătrată, cu colțuri, poate să fie albastră, poate să fie roșie, poate să fie de sticlă, poate să fie de plastic, poate să fie de lemn, din ce vreți voi. Din ceramică, din, mă rog. Dar am nevoie de ceva în care să mi se aducă apa. Acum, eu nu beau sticla, beau apa, dar o beau din sticlă. Protestul moderniștilor împotriva șabloanelor tradiționale ale închinărilor din biserici sunt un protest fals. Când ei spun ne-am săturat de tradiții, de fapt spun ne-am săturat de tradițiile
astea. Dar ei ne aduc în locul ăstora alte tradiții. Tradițiile lor. Că și ei trebuie să-mi pună apa în ceva ca să-mi aducă să o beau. Și să vă spun foarte sincer, prefer să-mi aduc apa într-o sticlă mai mare, dacă doar chiar mi se face foarte sete. Pentru că tot ceea ce ei numesc tradiții, de fapt, nu sunt tradiții. Sunt metode. Adevărata definire a tradițiilor sunt lucruri care intră în ritual și de care legăm mântuirea. Eu înțeleg că e o biserică într-un sat care n-are cor, n-are fanfară, n-are orchestră și asta nu înseamnă că nu sunt mântuiți și nu sunt în credință. Eu înțeleg că este o biserică cu 20.000 de membri unde cât de mare ai vrea să faci corul, pe majoritatea coriștilor îi lași în sală că nu poți să faci jumătate platformă și jumătate biserică. Sau faci 20 de coruri ca să cânte pe rând toți. Sunt biserici care au rotație și la cor. Însă orică trimiți 10 oameni să cânte în față, orică ai 4-5 formații muzicale, aici este altceva. Aici nu vorbim de tradiții. Aici vorbim de slujiri, de slujire. Slujirea este și ea o formă de închinare și permiteți-mi să vă spun pragmatic de ce prefer premodernismul decât modernismul. În modernism i-ai trimis pe toți în sală și i-ai desfințat. De aia și se sting luminile, ca să dispară biserica, să nu mai existe. Ai stins lumina pe ei, e băgat în întuneric, ai aprins reflectoarele pe scenă, pe scenă care este foarte mică, chiar la o biserică de mii de persoane, în cap 20, 50 să fie, 20, 30, câți or fi. Ăștia sunt la instrumente, la voci și ții o groază de copii, de tineri, de surori și de frați în sală, în loc să-i aduci în fiecare duminică pe platformă și să mai cânte și muzică de calitate. Nu înseamnă că închinarea noastră nu-i muzică de calitate, am auzit o muzică de calitate în seara asta aici, însă vreau să vă spun că nu peste tot unde mă duc auzi o muzică de calitate. O mare parte din muzica modernă și postmodernă sună a incantație. Repetarea obsesivă a unui refren, a 5 cuvinte, de 100 de ori, până încep să-ți crape creierii. Repetarea unui refren la nesfârșit și când zici, hai că-l cântăm mai rar, se opresc. O ia de la capăt, încă o dată. Și pentru că trebuie să repete încă o dată. Este exact ca melodia aia cu care te trezești dimineața și te chinui toată ziua să scapi de ea și nu reușești. Faci ce faci și o fredonezi. Ați observat că de la o vreme amețește doare capul? Dragii mei, permiteți-mi să vă spun lucrul ăsta. E adevărat că lucrurile trebuie să se facă într-o ordine. Și în biserică există un număr limitat de lucruri pe care îl facem. De fapt, sunt 4 stâlpi ai activității în biserică. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Hai să zicem că la învățătura apostolilor o mare parte o predicăm, dar o și cântăm. Că trebuie să băgăm doctrină în cântări. Toate lucrurile astea, că pui corul înaintea de fanfară, că pui o predică, pui un îndemn, că oricum le-ai învârti. Ce altceva poți să faci când apostolii pe astea le-au făcut? Și unii au spus, hai să alergăm pe culoare. Alții au spus, hai să râdem. Să râdem de să leșinăm. Alții au spus, hai să facem ca animalele. Aveți impresia că glumesc? E adevărat! E adevărat! Pentru că
în uman există un număr limitat de lucruri pe care le poți face în biserică. Și indiferent cum le aranjezi și le permutezi, tot la astea ajungi. Nici o problemă, răsturnați-le, puneți predica de bază la început, faceți orele de rugăciune la sfârșit. Cântați toate cântările odată, cântați-le toate la început, cântați-le toate la sfârșit, puneți-le tot a doua, a treia. Indiferent cum faci. Închinarea este același lucru. Ei, am menționat lucrul ăsta din următorul motiv. Când este vorba de a face lucrurile într-un anumit fel, niciodată aici nu are loc și nu trebuie să încapă rebeliunea și răzvrătirea. Un duh de răzvrătire de genul acesta pornește dintr-o inimă contaminată. Și am să vă spun de ce apare. Cu toate iertăciunile de rigoare. În dragoste vă spun. Am avut și noi tineri de-a lungul timpului care au plecat din biserică. Că s-au săturat de tradiții. Și s-au dus în biserici altfel. Mai ales americane, că noi suntem în Bortașar pe lui acolo. Acolo e competiție. Nu aici. Și ce-am observat? Cum s-au dus acolo? La biserica altfel, unde e frumos, unde simți prezența Domnului, unde simți că te închini. Le-au apărut imediat bijuteriile, cercei, cărligele, lănțișoarele. Peste noapte! Există și o altfel de component aici. Nu plecați doar pentru muzică. Avem peste tot muzică. Nu plecați doar pentru genul muzical, pentru gusturile muzicale. Există o revoltă împotriva standardelor. Și pe aripa închinării se strecoară acest duc de rebeliune care îl face pe om să spună: vreau ca ei, dar ei de ce sunt așa? Ei ca cine s-au făcut? Și acum ne ducem în Scriptură ca să identificăm de unde iese toată treaba asta. Ascultați! Vă îndemn, dar, fraților, Roman 12:1, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E o închinare. Să nu vă potriviți chipului veacului acestui. V-ați întrebat vreodată, m-am uitat un pic la... Nu poți să stai ca o stană de piatră, ca un robot și să bați din tobe sau să cânți la pian și să stai așa. Așa când ești paralizat. Nu poți. Trebuie să ai un pic de dezinvoltură. Înțeleg asta. Dar când dumnealui pune chitara pe genunchi, am încercat. Știu să cânt un pic la chitară și mi-am pus o chitară la genunchi să văd dacă, am zis, mă, probabil că nu știu, nu-mi dau seama, se poate cânta mai bine. Poate că e o chestie tehnică de care nu-mi dau seama. Și am încercat, n-am reușit. Deci e un efort foarte mare. Stai cu mâna întinsă și să dai așa. M-am întrebat de ce trebuie să-și lase plete, ca să dea din cap. Când dă din cap, înțeleg că îi place, dacă n-am vrea, îl place, nu-l cânta. Cântă un solo sau cântă așa și cântă, fain, frumos. De ce trebuie să fac așa? Sau îți dea din cap așa, de parcă nu-i place ce cântă. Mișcări exagerate. Repet. Există o doză de mișcare în muzică, naturală. Înțeleg că din când în când bați ritmul. Dacă încep să bați ritmul și cu urechile și cu mijlocul și cu tot, pe urmă, sărim în dans. Mi-am adus aminte că cântă la chitară și pe urmă se întoarce așa și pe urmă se întoarce invers. N-am priceput niciodată care e chestia asta. Dragii mei, ascultați.
dacă îi întreb de unde au luat chestiile astea, pentru că dacă erau în Biblie modele de manifestare, ziceam, bă, e chipul Bibliei, chipul Duhului, chipul... Însă, dacă te uiți la un concert din lume, și vă rog să nu vă uitați la concerte din lume, și mai ales cei care cântă și aduc închinare Domnului, să nu se uite la concerte din lume. Așa face lumea. Modelele sunt luate de acolo și introduse. Și chipul închinării noastre a devenit un chip al concertelor lumești. De unde au învățat să stingă lumina? Vreau să vă spun un lucru. Stinsul luminii în biserică este o atrocitate. Știți că în urmă cu 100 de ani, religiile clasice, ca să arunce cu noroi pe noi, spunea că suntem de aia care stingem lumina? Și insinuau tot felul de mizerii? Care e motivul pentru care se stinge lumina? De exemplu, dacă ar fi lumina stinsă și mi-ar bate două reflectoare în față, nu v-aș vedea absolut. Eu chiar vreau să văd fețele voastre. Predic de zeci de ani și în timp ce predic, te văd cum te uiți, mai frumos, mai urât, mai zâmbești, mai te încruzi, mai... E o problemă. Chiar vreau să văd cum te uiți. Mă bucur că e lumina aprinsă, dar chiar simbolic, noi nu suntem împărăția întunericului, noi suntem împărăția luminii, inclusiv conotațiile fizice ale adunării noastre, trebuie să fie o aplicație a împărăției pe care o reprezentăm. Biblia spune că ea care se duc să doarmă, sting lumina. Noi n-am venit aici să dormim, am venit aici să ne închinăm. De unde s-a luat modelul ăsta? Din lume, de la concertele din lume. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Totul pleacă din minte. Din minte. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Textul pe care l-am citit spune că trebuie să aducem lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică. Și aș vrea să vă vorbesc puțin despre evlavie, pentru că am abordat niște aspecte de ordin exterior, manifestări exterioare, gesturile pe care le facem, genul de muzică pe care... Și, încă o dată, nu avem monopol asupra genului muzical, asupra gusturilor muzicale. Acordeonul nu este un instrument mai bisericesc decât tobele sau decât chitările și nici pianul sau orga nu e mai bisericească decât altele. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în Scriptură găsești instrumente cu coarde, instrumente de percursie, tot felul de instrumente. Ei, cum le folosești, aia e cu totul altceva. Deci, eu... Îmi place că aveți din astea electronice, poți să dai în ele cât vrei, că tot aia este. Nu prea le plac la toboșare astea, le plac alea acustice. Dar eu dacă... Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 10 fete. N-aș fi avut nicio problemă să mărit una din fete după un toboșar, dacă dădea puțin mai cu milă în tobe. Dacă aș fi văzut că dă ele de să le rupă, i-aș fi spus, băi, fetițo, stai cu minte în banca ta, ăsta e prea violent. Asta se respectă și la chitară, la volum, la... Domnule, toate lucrurile trebuie să făcute, gusturile muzicale pot fi diverse, dar trebuie făcute cu cumpătare. Îmi pățim ca sărmanul bătrân l-au dus la oraș copiii și l-au dus la un concert de operă. Ce să priceapă săracul bătrân crescut și ținut la țară toată viața lui dintr-un concert de operă? Și la sfârșit, nepoții foarte entuziasmați, na, bunicule, cum a fost? Cum ți-a plăcut? Zice, tată, zice, de tare a fost tare. Ce să priceapă ăsta din gustul lor muzica? Gusturile sunt diferite, dar trebuie toate cu măsură și cu decență. De ce? De ce? Aici este pomenit cuvântul evlavie. Ce înseamnă evlavie? Evlavie este pioșenie, este o formă exterioară de manifestare
a unor atitudini, a unor trăiri, a unor simțiri lăuntrice care țin de sfințenie. Este sfințenia care se vede la exterior. Și vreau să vă citesc un pic despre Evlavie, pentru că închinarea trebuie adusă cu Evlavie. Mai întâi, haideți să citim din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Ascultați cu atenție. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Aici sunt foarte multe lucruri de spus, sunt vreo 7 aspecte legate de Domnul Iisus Hristos, dar noi ne oprim numai la primele 2. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul. Adică el a fost neprihănit în Duhul, dar a fost arătat în trup ca să i se dovedească neprihănirea duhovnicească. Și am să explic puțin lucrul ăsta și pe urmă vă prezint o ecuație a Evlaviei. Domnul Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. A fost desăvârșit, sfânt, fără păcat în interior. Ca să îi se demonstreze neprihănirea, a trebuit să se vadă. Prima erezie care a apărut în biserica primară a fost că Hristos n-a venit în trup. Pentru că oamenii nu și-au putut închipui ca neprihănirea să poată fi trăită într-un trup din ăsta. Și atunci, Hristos le-a dovedit că e trup, că e uman, în mod repetat. Vă aduc aminte de Ghețimani. Agonia din Ghețimani. Domnul Iisus spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Nu este o ezitare a Domnului Iisus Hristos. Nu este faptul că n-a vrut să mai treacă pe la cruce, că doar pentru asta a venit și a știut că vine de la Dumnezeu, că pentru asta a venit și că la Dumnezeu se duce. În primul rând, Domnul Iisus Hristos și-a dovedit acolo umanitatea. Ca să le demonstreze tuturor că este om, a acționat ca un om. Ce ai face tu în fața unui pahar în care sunt cuie, bice, insulte, tortură, crucificare și moarte? Te strâmbi, te sperii. Domnul Iisus Hristos și-a manifestat natura umană atunci când a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta la mine. Spune înainte, trăiesc o înfiorare, o întristare de moarte. În fața paharului, umanitatea lui s-a revoltat instinctul lui de supraviețuire ca să demonstreze că e om ca și noi. S-a revoltat în fața acestor torturi. În al doilea rând și-a dovedit divinitatea, pentru că natura lui sfântă, când s-a uitat la paharul plin de toate minciunile, cu crimele, desfrâurile și toate răutățile oamenilor, natura lui sfântă s-a revoltat. Dacă Domnul Iisus Hristos nu se revolta împotriva paharului, m-aș fi îndoit că e om și m-aș fi îndoit că este Dumnezeu. Însă a mai demonstrat și unicitatea lui când a spus, dacă este cu putință, depărtează paharul. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Nu este cu putință. Este singura cale. Dacă era altă cale, o alegeam pe aceea. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că există două genuri de fariseism. Și amândouă se aplică închinării. Fariseismul de tip clasic, din vremea Domnului Iisus Hristos, spune, am rezolvat problema exteriorului. Am odăjdii, am ciucuri, am clopoței, am potcap, sunt în piață, mă rog lung, aduc zeciuieli, fac tot ce ține, țin sabatul, vin la templu. Prin asta ești obligat să crezi că interiorul meu e la fel de bine.
Acum, aici, șansele sunt jumate-jumate. Sunt unii cu problema exteriorului rezolvată, care au și problema interiorului rezolvată. Dar aia noi nu vedem și nu știm. În schimb, sunt unii care au problema exteriorului rezolvată, dar în interior sunt ca niște morminte. Fariseismul de tip modern, dacă fariseismul de tip clasic spune doar exteriorul contează, fariseismul de tip modern spune doar interiorul contează, exteriorul nu contează. Și atunci eu sunt obligat să-l iau pe cuvânt. El se îmbracă indecent, dar îl are pe Hristos în inimă. El merge temir unde, la ce concerte, la ce locuri de desfrâu, ce limbaj are, că numai noi am inventat chestia asta. Băi, zice, e adevărat că are gură rea, dar are o inimă. Să te ferească Dumnezeu. Păi, vorbele ies din prisosul inimii. Rea e gura, rea e și inima. Un prieten de-al meu a venit o dată în România și s-a întâlnit cu un lider de tineret. Ăsta avea pletele până pe aici și era clar că fusese și la coafor. Zice, băi, era cârlionțat, da, așa, exact cum sunt femeile care își fac permanent. Eu nu m-aș fi mirat, că e lumea plină de ei, dar când a zis că e lider de tineret, am rămas cu ochii la ei. Am rămas blocat. Și el se uită la mine, zice, eu iubesc pe Domnul Iisus, nu vă uitați la mine. Că... La care ăsta zice, dar la ce să mă uit? Unde să mă uit? Vedeți, când oamenii intră în biserică, noi îi chemăm la Hristos și noi îl prezentăm pe Hristos. Și le spunem, nu vă uitați la oameni, că oamenii sunt slabi, noi suntem de nimic. Uitați-vă la Hristos. Așa a făcut Pavel. Și a spus Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Că omul vine în biserică și el se uită la ce se vede. Tu îi spui, privește la Iisus. Și omul se uită, că măcar merge într-o biserică tradițională, are o statuie, are o icoană, are ceva, îl învață greșit, dar vede ceva, dincolo de oameni. Noi am declarat că sfinții sunt pe bănci, nu sunt pe pereți. Că sfinții sunt la amvon, nu pe pereți. Că sfinții sunt la instrumente, nu pe pereți. Că sfinții sunt printre noi, în jurul nostru, nu pe pereți. Și noi spunem, nu te uita la noi. A fost o tânără care venea îmbrăcată puțin mai indecent și într-o biserică. Și s-au luat frații de părinți. Și părinții, în loc să o corecteze pe fată, i-a insultat pe frați. Și le-a spus, dar ce vă uitați? Păi, da, atunci să ne împiedicăm, să cădem pe jos, că n-avem voie să ne uităm decât la tavan? Dar Biblia spune, vegheați unii asupra altora, puneți reflectorul unul pe altul. Avem dreptul și datoria să o facem. Pentru că, și acum ajungem și la asta, închinarea nu este doar ce faci în timpul săptămânii. V-am spus că închinarea e plenară, ești tu. Cu viața ta, cu gândurile tale, cu vorbele tale, cu faptele tale. Când ai venit la biserică, ai adus tot bagajul ăsta și l-ai pus înaintea lui Dumnezeu. Fac o paranteză ca să vă demonstrez asta. Citiți în Maleahi și veți vedea ceva extraordinar. Poporul se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Nici o carte din Biblie, nici măcar Cain, despre care am vorbit mai devreme, n-a fost mai obraznic cu Dumnezeu decât evrei din timpul lui Maleahi. I-au spus, masa ta e de disprețuit. Rugăciunile noastre sunt în zadar, nici nu ne bagi în seamă, nici nu le asculți. Nu ni se merită să ne aducem zeciuielile. Ce căpătăm în locul lor? Unde-s binecuvântările? Nu ni se merită să aducem jertfele. Jertfele sunt o ocară. Pentru că la ce ne folosește? Numai ne pierdem din turmă fără niciun beneficiu.
Și ascultați ce spune Dumnezeu. Da? Vă, teme, vă supărați că nu vă ascult? Păi uite ce mai faceți, ce mai aduceți pe altar. Aduceți lacrimi și dureri și strigăte și abuz și infidelitate și desfrâu. Și când veniți înaintea mea, voi credeți că ați adus un miel. Eu mă uit la ce aduceți la pachet din timpul săptămânii trecute, din timpul lunii trecute, din timpul anului trecut. De asta de multe ori închinarea noastră nu este primită, pentru că noi spunem, am cântat o cântare frumoasă, să fie primită. Am recitat o poezie frumoasă, să fie primită. Am ținut o predică bună, să fie primită. Am venit îmbrăcat frumos la biserică. Și trebuie să venim îmbrăcați frumos. Să fie primit. Și Dumnezeu zice, da, ieri, alaltă ieri. Și atunci noi am rezolvat chestiunea asta. Și iarăși, când vorbim de închinare în context biblic, primul lucru pe care trebuie să-l facem când venim la templu, înainte să ne lăudăm cu zeciuielile noastre, cu toate celelalte lucruri pe care le facem, trebuie să ne batem cu pumnii în piept și să spunem, ai milă de mine, păcătosul. Și avem rugăciunea de mărturisire. Dar uite care este problema cu rugăciunea de mărturisire. Rugăciunea de mărturisire este doar ca să ne aducem aminte de mărturisire. Că duminica tu n-ai să spui, Doamne, ieri am mințit. Fratele de lângă tine să uită cu ochii mari. Odată m-am rugat lângă un păstor la o conferință și l-am auzit, Doamne, iartă-mă că am țipat la nevastă mea și m-am supărat și am bătut copiii și cu ta. Și l-am luat de mână, taci mă din gură, mă, taci mă. Hristos se zidește biserica, aude ce ai făcut o săptămână. Rugăciunea de mărturisire din biserică nu este ca să ne mărturisim, că hai să recunoaștem, știți cum o facem? Avem un sac mare negru și le băgăm toate la grămadă, spunem, Doamne, dacă am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Și pe urmă spunem, închinarea mi-e primită, cântarea mi-e primită, rugăciunea mi-e ascultată, toate spune că mi-am băgat păcatele în sacul ăla și-s rezolvate. Nu sunt. Nu sunt. Contabilitatea stării noastre spirituale se încheie în fiecare zi. Că de-aia spunea Moise în psalmul lui, toate zilele pierde urgia ta. Și că viața omului este concentrată într-o zi. În matematică, învață să numărăm bine zilele. În matematica noastră, după 1, ce urmează? 2 și 3 și 4. În matematica lui Dumnezeu, după 1, urmează 1. Și iarăși 1 și tot timpul 1. O singură zi. El a hotărât o zi. Ieri nu mai ai. Mâine nu ai încă și nu știi dacă o să o ai. Care este ziua pe care o ai? Astăzi. Și când lași să se adune păcatele și nu le mărturisești de seară, că ești prea obosit, că ai stat la televizor și că te-ai uitat la filme și că te-ai închinat la actori și la sportivi, așa, și sâmbătă seara, normal că stai până târziu și a doua zi ești cu ochii cârpiți de somn dacă mai vii la biserică, cel mai fericit caz vii târziu, și că te rogi și te închin lui Dumnezeu. Nu se uită și nu primește nimic. Să nu spuneți că nu e așa. Și o oră de rugăciune pe zi și o oră de scripturi pe zi e prea mult, dar un film 2-3 ore și un meci 2-3 ore, să nu ne deranjeze cineva. Dragii mei, atunci când ne mărturisim păcatele în fiecare zi, sunt șanse să le părăsim. Pentru că seara în odăiță singur cu Dumnezeu îi spun, m-am enervat, am vorbit urât, m-am uitat unde nu trebuie, am făcut lucruri cu tare sau cu tare. Când văd că mintea contabilizează, că se repetă un păcat, deja îmi dau seama că am o problemă cronică. Mă duc la un slujitor și spun, frate, am un păcat de care nu mă pot lăsa. M-am rugat în fiecare zi să mă ajute Dumnezeu să mă las de el și nu pot. Mă pun sub autoritatea cuiva ca să-mi fie rușine să mă duc și săptămâna viitoare să-i spun, iar le-am făcut. Și să mă țină de ureche. Și dacă trebuie, pentru o perioadă, să mă opresc din slujire
ca nu cumva să aduc o închinare întinată lui Dumnezeu, ba mai mult, să întinez toată lucrarea din jurul meu. Asta înseamnă să luăm în serios închinarea. Că închinarea e legată de evlavie și evlavia e legată de sfințenie. Și sfințenia e legată de eliminarea păcatului din viața noastră, dar dacă exteriorul este pus la punct, e jumătate că interiorul e cum trebuie. Dacă exteriorul nu este pus la punct, 100% nici interiorul nu valorează 2 bani. Pentru că tot ce se întâmplă în exterior, iese din interior. Și acum vreau să vă dau ecuația. Pregătirii pentru închinare. Deschideți, vă rog, la Roman, capitolul 8. Când am descoperit pasajul acesta, m-am îngrozit. În primul rând, am început să mă uit pe toate etajele spiritualității mele și pe urmă m-am dus în dulapul de haine, m-am uitat mai atent în agenda mea de lucru și mi-am verificat toate compartimentele existenței mele. Atunci când am găsit acest pasaj, eram într-o criză teribilă pentru că cineva s-a luat de mine. N-a avut dreptate. Adică, hai să zicem că ar fi avut dreptate câteva procente, dar 90% eu aveam dreptate. Dar m-a deranjat cumplit. Și a găsit și momentul greșit când să mă atace. M-am dat jos de la amvon. Când se dă jos de la amvon un predicator, nu îi spune imediat, vai, ce predică proastă ai ținut. Eu am ținut multe predici proaste în viața mea, dar nepregătite niciodată. Lasă-mă să mă odihnesc un pic. Cade omul din pom și tot stă și el 5 minute. Nici n-a avut prea mare dreptate și m-a și prins rău. Și i-am dat un răspuns în doi peri, că, na, oamenii care vorbesc mult se pricep la replici. Și am dat o replică de s-a dus săracul învârtindu-se. Eram în vizită undeva, păstorul era lângă mine și când a plecat ăla mai departe ca să nu-l audă, ce bine i-ai zis. Eu am crezut că i-am zis bine, păstorul mi-a spus că i-am zis bine, am plecat cu ideea că i-am zis bine. M-am întors acasă în Chicago și luni dimineața am plecat spre biserică cu mașina. Și îmi vorbește Duhul lui Dumnezeu, dar nu îmi spune, i-ai vorbit urât la omul ăla sau l-ai jignit, l-ai insultat, i-ai dat o replică urâtă. Auziți ce mă întreabă Duhul lui Dumnezeu în timp ce conducea mașina? Care este ultimul lucru de care te-ai pocăit? M-a apucat scărpinat un cap. M-am gândit, băi, care e ultimul lucru de care m-am pocăit? De ce m-am pocăit eu ultima dată? Nu mi-am adus aminte. Zic, poate că nu mi-aduc aminte acum, dar poate că în trecut, stai să mă gândesc, când m-am rugat eu ultima dată, așa fierbinte, cu lacrimi, Doamne, ajută-mă să mă scap de lucrul ăsta, sau n-am făcut bine în situația asta, iartă-mă. Am început și rugăciunile de odăiță să se le facă în biserică. Doamne, dacă te-am supărat cu ceva, dacă am greșit cu ceva, dacă că s-ar putea să nu fi făcut nimic, nu, iartă-mă. Și formă, opa, la biserică, la amon, la slujire, la... Așa. Doamne, n-am reușit, am tras mașina pe dreapta și a țâșnit transpirația din mine. Pentru că nu mi-aduceam aminte de... Eu am fost crescut în familie de credincioși. N-am băut în viața mea, n-am fumat, n-am înjurat, n-am făcut aia. Și zic, de ce să mă pocăiesc? Și atunci am ajuns la următoarea concluzie dramatică. Ori deja sunt desăvârșit, ori eu am uitat să mă mai pocăiesc.
Și când am spus lucrul ăsta, că l-am spus cu glas tare, eram pe marginea drumului, am zis, ei, duminică, replica pe care i-am dat-o omului aluia, este o atitudine de care eu trebuie să mă pocăiesc. Și pentru că supărarea omului avea de-a face cu un obiect, am luat obiectul ăla și l-am aruncat. Și nu vă spun despre ce e vorba, nu pentru că știu că o să vă doară capul și că o să vă gândiți, nu o să dormiți jumătate din noapte. Frate Mitică, să le spun sau să nu le spun? Hai să le spun. Spun. Am dat jos verigheta, mai fraților. Nu pentru că am crezut că e păcat să o porți, că social am considerat, domne, știi ceva? Da. A venit omul să-mi facă un compliment, că am ținut o predică foarte bună, dar el se potignește în verigheta mea și eu îmi iubesc foarte mult nevasta, domne. Când mă uitam la verighetă, o vedeam pe nevastă mea. Eu nu pupam pe nevastă, mi-am pupam verigheta. L-am jignit rău de tot. L-a legat de verigheta mea. Foarte interesant. N-am dat-o jos gândindu-mă că până acum am păcătuit că am purtat-o. Știți de ce am dat-o jos? Pentru că de dragul ei am jignit un frate, așa mai slab cum era el. Am spus, domnule, dacă pentru lucrul ăsta eu sunt în stare să mă iau la bătaie cu cineva. Și nu e vorba de un principiu biblic, e vorba de un obiect. Jos cu el. Când a fost dificil să mă duc înapoi acasă să îi explic lui nevastă mea. Și am spus, draga ta, ascultă-mă, te rog. Uite, vreau să spun că am luat o măsură, am pedepsit pe cineva astăzi. Pe cine ai pedepsit? Eu să știți că deviza mea este predică radical și guvernează moderat. Pentru că intri cu bocanci în sufletele oamenilor. E durere. Să n-aveți impresia că persoana mea publică, dacă e puțin mai radicală, că învățăturile trebuie să dăm cu fermitate și mai ales când sunt asaltate și atacate. Dar asta nu înseamnă că nu sunt. Sunt un băiat foarte de treabă. Întrebați pe nevastă, mi-a întrebat fetele. Așa. Și ce-a făcut? Am stat câteva luni de zile pe gânduri și ce auzi, dragă, a, că nu porți tu, nu porți nici eu. Dar m-am pedepsit pentru totdeauna. Însă, parcă nu mă lasă inima să mă reabilitez. Pentru că am observat un lucru. Am observat că am intrare slobodă și la unii frați, și la alții. Sunt primit peste tot cu drag. Și pentru un obiect, că Biblia zicea pentru o mâncare, pentru o zi, pentru un obiect, să fac eu pe fratele meu să păcătuiască, să fiu eu o pricină de potignire pentru aproapele meu? Și dacă aș fi tăcut și m-aș fi uitat la el și a spus, bine frate, Domnul să te binecuvinteze, însemna că e adevărat, domne, orică de plastic, orică de fier, orică de aur, orică de ce, tot aia, pentru mine e ca nimic. Ei, când l-am jignit, am dovedit că nu-i chiar nimic. Și acum, ca să trecem la ecuația din Romani. Pentru că ecuația din Romani, capitolul 8, m-a învățat cum radiografiez și viața mea și viața altora. Mai ales când ești pus într-o poziție de slujire, ești obligat să evaluezi spiritual oamenii din jurul tău, să vezi, pentru că Biblia spune, dacă vezi pe fratele tău că păcătuiește, nu-l lași să se ducă în ghienă. Și asta e valabil pentru toți. Hai să ne uităm la această ecuație. Citim versetul 1 din Romani 8. Acum, dar, nu este nicio osândire sau nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos, care aparțin lui Dumnezeu, care sunt ai Domnului, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Două categorii de oameni aici. Uitați-vă, vă rog frumos, încă o dată.
Sunt cei ce sunt ai lui Hristos, care trăiesc după îndemnurile Duhului. Dar există categoria implicită a celor care nu sunt ai Domnului, care nu trăiesc după îndemnurile Duhului, ci trăiesc după îndemnurile firii pământești. Două categorii de oameni. Unii sunt ai Domnului, unii nu sunt ai Domnului. Care sunt ai Domnului, trăiesc după îndemnurile Duhului. Care nu sunt ai Domnului, trăiesc după îndemnurile firii pământești. Acum, treaba asta nu mă ajută. Pentru că oamenii nu umblă cu etichete pe frunte. Nu spune, eu stau Domnului sau nu. Toți zic că stai Domnului. Dacă le-ai da etichete la intrare, team cu sunt al Domnului, s-ar consuma rapid. Care nu sunt ai Domnului, ar rămâne acolo, n-ar lua nimeni. Cine ce ar pune etichete, eu nu stau Domnului. La declarații suntem unanimi. Toți suntem ai Domnului. Că e Duhul sau că e firea pământească în viața omului, care îl conduce, iarăși n-am cum să văd că este o lucrare lăuntrică. Acum, pentru Dumnezeu, lucrurile sunt simple. Afișați, vă rog, 2 Timotei 2:19. Cred că. Da. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Înaintea lui Dumnezeu ești cu eticheta autentică. Te vede cine ești. El n-are nevoie să-și pună întrebări, el n-are nevoie să se uite atent, n-are voie să pună reflectorul, lupa pe tine, că știe. E tot cunoscător. Domnul știe cine e a Lui și cine nu e a Lui. Dar eu nu știu, că nu am acces la mintea lui Dumnezeu. Calvinismul este o erezie îngrozitoare. De ce? E adevărat că Dumnezeu în preștiința Lui știe toate lucrurile de dinainte, dar n-a făcut preștiința Lui parte din har. În har, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, când a intrat în istorie, s-a coborât la nivelul nostru, și prin propovăduirea Evangheliei și primirea lui Hristos ca mântuitor, care e o decizie personală a fiecărui om, așa se capătă mântuirea. Credința din inimă și mărturisirea cu gura. Și oricine poate fi mântuit. Dar sunt teologi care încearcă să sară din lumea noastră, să intre în lumea lui Dumnezeu și să fure din mintea lui Dumnezeu cine o fi mântuit și cine nu o fi. Și se încurcă și pe ei și pe oameni. Te tu și propovăduiește Evanghelia că unii au fost hotărâți de Dumnezeu la iad de dinainte. Ei, tot așa, noi nu putem fura din mintea lui Dumnezeu cine e al Domnului și cine nu e al Lui. Și totuși, ar cam trebui să ne dăm seama cine e al Lui și cine nu? Ar trebui să ne uităm la noi și să ne dăm seama dacă suntem sau nu ai Lui? Pentru că aici la biserică toți ne rugăm frumos, toți cântăm frumos. Toți suntem frumoși. Și totuși, nu suntem toți ai Domnului. Lucrurile sunt clarificate în Romani 8:5. Și acum ascultați. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după, zice stare, lucrurile firii pământești. Hey, am ajuns la ceva vizibil. Am ajuns la ceva tangibil. Am ajuns la lucruri. Lucrurile pot fi văzute. Credința din inimă nu poate fi văzută. Sfințenia din lăuntru nu poate fi văzută. Decât dacă mă uit la lucruri. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Am ajuns la lucruri. Mi-a reproșat cineva odată și mi-a spus, frate, da, predici o evanghelie a cârpelor. Mi-a spus, măi, frate, dacă scoți cârpele din Biblie, rup vreo jumătate din ea. Cârpe și lucruri, obiecte. Biblia este despre
lucruri și obiecte. Pentru că ceea ce este tangibil în viața ta, ceea ce pot eu să văd, eu nu văd dragostea, smerenia din lăuntrul tău, dar văd cum te îmbraci. Și trag concluzii. Am dreptul să trag concluzii după Scripturi. Pentru că îmi dau seama dacă umbli după lucrurile Duhului sau după lucrurile firii. În garderoba ta sunt mai multe articole de vestimentație. Toate sunt lucruri. Uită-te și vezi care sunt ale Duhului și care sunt ale firii. În calendarul tău sunt programări și preocupări și priorități și ocupații vizibile, tangibile. Unele sunt ale Duhului, altele ale firii. Uită-te ce ai programat pentru Duhul și sub călăuzirea Duhului pentru ziua de astăzi. A venit cineva la mine și mi-a spus, frate, am încercat să fac chestia asta cu o oră de rugăciune pe zi și o oră de Scripturi pe zi. Și am probleme. Ce probleme ai? Păi mă dau după una, după alta și tot n-apuc. Zic, ți-ai pus în calendar? Că dacă ai un appointment undeva, un interviu sau o întâlnire cu cineva, îți pui în calendar ora respectivă, domne, cu o jumătate de oră înainte, intri în trepidații. Te-ai pregătit? Ai fugit? Ca să ajungi. Nu. Zic, ia pune în orarul tău zilnic, când ești de obicei acasă, acum excepții sunt. Ora cu tare, citesc Biblia. Ora cu tare, mă rog. Și pune ceasul să scânte, să sune. Dragii mei, calendarul nostru, orarul nostru, programările noastre vorbesc despre stilul nostru de viață. De exemplu, toți ați venit în seara asta la biserică și ați făcut un lucru extraordinar de bun. Speranța mea este în orarul dumneavoastră sufletesc, în programarea activităților dumneavoastră, să fie cât mai multă biserică. Mi-aduc aminte când eram adolescent și nu spun lucrul ăsta ca să mă laud, ci pentru că așa am fost crescut de generația de dinaintea mea. Am petrecut foarte mult timp cu oameni în vârstă, care nu erau sătui de câte programe erau la biserică. La noi erau 3 programe pe săptămână. Joia, serviciu divin, duminica dimineață, serviciu divin, duminica seara, serviciu divin. Biserica arhiplină la toate 3. Nu se plângeau predicatorii, pe mine mă pune numai joia. Nu plângea nimeni, dar ce la ora de rugăciune, la ora 8 era arhiplină biserica, nu că nu mai aveai loc, nu intrai în biserică la ora 8. Veneau frații de pe la 6:30, 7. Și nu le ajungea. Se termina programul de seara și de obicei păstorii erau obligați să încheie la timp. La ora 8 se termina. Și poporul se bucura că se termină la ora 8, că se duceau pe urmă la bucurii. Căci unde te duci? Pe laptele lui. Unde te duci? Pe aviator. Unde te duci? Se duceau la bucurii. Stăteau ori în șir în rugăciune. Lunea era rugăciune la familia cu tare, marțea era la familia cu tare, miercurea la nu știu cine. Vreai să te rogi, frate? În fiecare seară te puteai duce undeva. Ei, dar cine să mai stea la șuiete? Cine să mai stea la televizor? Ce televizor? Că n-aveam televizoare. Noi încă ne băteam atunci dacă e păcat să ai mașină sau nu. Dacă o paranteză, știi cine a schimbat teologia mașinii la noi în biserică? Tata. Ne-am luat mașină și pe mine și pe mama ne trimitea cu troleibuzul și ducea frații în vârstă, surorile în vârstă acasă. Și asta e o formă de închinare. Și când ne zicea, hai că, uite, duc pe sora cu tare, pe fratele cu tare, plecam cu mama, mama nu zicea nimic, că era frică să nu mă mutileze spiritual. Dar ziceam eu, uite, tata îi duce pe alții și pe noi ne trimite cu troleibuzul. Dar mă, din gură, că să supără Dumnezeu, duce frați, surori în vârstă. Ei, când a văzut treaba asta, a zis, domne, parcă nu-i chiar așa arderea mașina. Toate lucrurile noastre, casa noastră poate deveni o formă de închinare prin ospitalitate. Banul nostru poate fi o formă de închinare prin dărnicie.
Toate lucrurile noastre pot deveni o formă de închinare. Când sunt sub cârmuirea Duhului și când le folosim în felul ăsta. Vreau să mai spun un singur lucru și să închei, că s-a făcut ora. Dragii mei, mă întorc un pic, am vrut să fiu foarte sensibil cu chestia asta, cu muzica, din două motive. În primul rând, pentru că mi-au plăcut cântările care s-au cântat aici și s-au cântat frumos și foarte decent. Și n-aș vrea, știți cum e, când predici despre Iuda, casierul bisericii, săracul, se simte insultat. Și ce să facem, frate Emidiu, să spunem, nu ne referim la fratele cutare, nu poți să spui, ai zis ceva de Iuda, l-ai distrus, i-ai stricat toată duminica. Și nu vreau, chiar nu vreau, mi-a plăcut foarte mult unde sunt, acolo sunt. Foarte frumos au cântat. N-aș vrea să se simtă înjosiți, că zic eu ceva de muzică. Să nu vă simțiți înjosiți. Dar pe de altă parte, și când se respectă niște rânduieli, o luăm pe calea prevenirii, să nu se întâmple în viitor. Știți că Lucifer a fost artistul închinării la tronul lui Dumnezeu, a fost arhanghelul închinării, au fost trei arhangheli mari. Cei mai mari trei arhangheli sunt Lucifer, al închinării, Gavril, sau Gabriel, al mesagerilor, și Mihail, al războinicilor lui Dumnezeu. Cel mai strălucitor, mai frumos și mai proeminent dintre ei a fost Lucifer. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți când este vorba de închinare, pentru că împotriva noastră, pe aripa aceasta închinării, atacă expertul închinării. Lucifer devenit diavolul. Și sunt trei metode pe care le folosește diavolul ca să corupă închinarea noastră. Prima metodă este vedetismul. Când în minte, și eu nu știu ce e în mintea omului, dar bănuiesc că exemplele care vi le-am dat mai devreme, când unul scutură capul și face mișcări exagerate, care ies din norma mișcărilor naturale ale cântatului la un instrument, e ca să iasă în relief. Se mai manifestă în altfel. Tu ai o chitară, ai un pian, ai un saxofon, ai câteva instrumente. Dom'le, toți cântă solo. Se împiedică unul de altul pentru că fiecare trebuie să arate ce floricele știe să facă. Și o gălăgie infernală. De orice o gălăgie infernală. Cântatul în grup înseamnă, acum e rândul chitării solo, acum e un rând de acompaniment, acum câteva note de pian. Hai să mai dea și de două ori în tobă să facă o tranziție. Hai. Merge. Dacă în toate odată. Asta este pentru că omul vrea să iasă în relief, să arate că este virtuos. Odată am stat de vorbă cu un trompetist, în timpul cântărilor în comun, cânta la trompetă, măi frate, atât de aglomerat acoperea vocile, acoperea instrumentele, pa 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 pa. Și am spus, băi, și mai rar, și mai, așa câte o intrare pe aici, pe acolo, ca să... Mai mult decât atât, atunci când omul se consideră mai important decât lucrarea în sine și decât biserica pe care o conduce în închinare. Vedeți, unul din lucrurile păguboase în ziua de astăzi este că grupurile se aud foarte tare și biserica nu se aude. Nu se mai aude. Sunt mulți în biserică care nu cântă, pentru că și dacă dă din gură, n-aude nimic ce cântă. Când se cântă cu biserica, scopul, dacă zicem, conducem biserica în închinare, este să ne micșorăm noi și să se mărească volumul bisericii, să se audă biserica atunci când cântă.
N-am nicio problemă ca un grup să vină și să cânte o cântare în față și toți să stăm pe bancă, să asistăm și să ne bucurăm de calitatea muzicală a grupului care cântă. Dar când cântăm toți, volumul trebuie reglat în așa fel încât mulțimea să se audă. E greu. E greu. Le-o spun și la ai noștri. O spun și încolo, o spun și încoace. Toți dau din cap și fac tot ce știu ei. Dragii mei, în momentul în care o slujbă îl ridică pe om deasupra închinării, când omul devine mai important decât închinarea, care a fost păcatul lui Lucifer? Mândria. A vrut să fie ca Dumnezeu. A vrut să-i se închine. De-aia sunt împotriva aplauzelor. Și am să vă spun de ce. Știu că copacii trebuie să aplaude. Să aplaude copacii. Ce o problemă? Aplauzele îl fac pe omul care stă în față să le măsoare comparativ cu aplauzele pe care le primește un alt cântăreț sau un alt grup. Și omul este ispitit să spună: la mine au aplaudat mai tare, la mine au aplaudat mai mult. Știu că le dăm Domnului, am auzit pe mulți spunând: aplaudați pentru Iisus. Pentru Iisus. Știți de ce zice aplaudați pentru Iisus? E frică că n-aplaudă lumea dacă zice aplaudați pentru mine. Este o jecmăneală atunci când ne atribuim slava lui Dumnezeu. Este o formă de idolatrie. Și ascultați ce spune Pavel în Corinteni când vorbește de cina Domnului. Îl întărâtăm pe Dumnezeu la gelozie și întrebarea este: suntem noi mai tari decât Dumnezeu? De aia că te iei la bătaie cu cineva. Ia-te la bătaie cu unul slab de tot, micuț, prăpădit. Dacă te iei cu unul de 2 metri, te bate. Dacă vrei să te iei la bătaie cu cineva, chiar cu Dumnezeu, să faci de lucru și când cazi în idolatrie și furi slava lui Dumnezeu, devii vrăjmașul lui Dumnezeu. Al doilea pericol al închinării este senzualizarea. Senzualizare. Aveți grijă la selecția cântărilor pe care le cântați sau le ascultați. Un tânăr s-a dus o dată într-o biserică și a spus: am compus această melodie pentru prietena mea, dar în seara asta o cânt pentru Domnul Iisus. Du-te mă la loc în bancă, stai cu mine. Sunt anumite cântări și să mă ierte, vă rog frumos, stimate surori, să mă iertați. Îmi cer iertare. Am 10 fete acasă și sunt cu minte. Nu sunt nici feminist, dar nu sunt șovin deloc, că n-am cum, că n-am avut cum. Există un gen de a cânta cântările pe un ton gemut, așa... languros. Lipsit de demnitatea închinării. Surorile sunt mai vulnerabile la capitolul închinării pentru că, în primul rând, sunt mai emotive, au mai multe emoții și, în al doilea rând, datorită faptului că sunt mai delicate, închinarea li se potrivește ca o mănușă. E mai artistică. Și în timp ce cântăm să-L slăvim pe Dumnezeu, știți ce facem? Incităm firea pământească. Pentru că, de exemplu, cântăm lucruri de genul te iubesc, m-am îndrăgostit de tine. Ăștia sunt termeni seculari care se referă la dragoste dintre un bărbat și o femeie. Eu nu m-am îndrăgostit de Hristos. În forma asta. Vine un om din lume, ce înțelege el când noi cântăm m-am îndrăgostit de Hristos? Însă, cum spunea odată un predicator,
mă desfătez în Domnul, ne întâlnim în fiecare zi și Domnul îmi spune, îmi place de tine, ție îți place de mine? Eroticizarea aceasta a cântărilor de închinare este extrem de dăunătoare și de periculoasă, pentru că fără să-ți dai seama, îl tratezi pe Dumnezeu la trasul de șireturi. Și atenție! Dragostea de Dumnezeu nu se manifestă prin declarații languroase. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Cine zice că mă iubește, să păzească poruncile mele. În al treilea rând, există pericolul introducerii ereziilor în cântările noastre. Este o melodie, cred că a fost și tradusă, Dumnezeu mă fugărește. Mă fugărește. Și nu se lasă până nu mă prinde. Dumnezeu fuge după mine. Nu. Dumnezeu te caută, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te cheamă, dar Dumnezeu nu este un fugar care te fugărește și te prinde El până la urmă, nu te prinde repede că tu fugi mai tare ca Dumnezeu și El te fugărește o viață întreagă și nu reușește să te prindă, dar când te prinde, te prinde. Însăși noțiunea în sine este insultătoare la adresa Lui. Pe palierul acesta al cântării și al închinării prin cântare s-au strecurat multe erezii în biserică. Dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dragostea lui Dumnezeu, nimic nu e necondiționat. Totul este însoțit de un dacă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru că oricine crede în El e condiționată. Dacă rămâneți mai departe în credință, dacă nu, altfel degeaba ați crezut. Totul este condiționat. Ideea că e ceva necondiționat la Dumnezeu este doctrinar fals. Și aș putea să vă dau zeci de exemple de asemenea erori doctrinare în cântările moderne. De ce multe biserici au rămas la imnuri? Pentru că imnurile au fost compuse de teologi. Și în imnuri, în imnurile clasice, vechi, ale mișcării Holiness, Wesleyană și așa mai departe, n-ai avut voie să compui o cântare în care emoțiile să bată adevărul. În care simțirile să întreacă doctrina. Sigur că da, Doamne, îți mulțumesc, te iubesc și doresc să fiu cu tine, dar în baza unor principii enunțate în cântarea respectivă. Uitați-vă la cântările compuse de fratele Niculiță Moldoveanu sau cuvintele compuse de Traian Dorz, care au substanță doctrinară în ele, au învățături doctrinare. So, în închinarea modernă și postmodernă, adevărul este relativ, sentimentele sunt deasupra principiilor, totul este relativ și totul este un protest. Să facem lucrurile altfel. Să facem altceva. Eu vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și în interiorul gusturilor dumneavoastră, pe care nu le contestăm. La unii vă place o muzică mai clasică, la alții vă place o muzică mai tinerească, la unii vă place o muzică mai populară. Rotunjiți-le colțurile. Evitați extremele. Țineți luminile aprinse.
gălăgia mai jos, inimile curate, viața de luni până sâmbătă și până duminică închinată Domnului și închinarea dumneavoastră va fi plăcută, frumoasă și primită de Dumnezeu. Amin.